Echipa de binefacere Copii Fericiți vă salută! Sâmbătă a fost o zi ploioasă, dar în sufletele voluntarilor a fost o zi cu soare și cu multă bucurie pentru că s-au pregătit cadourile la copiii orfani din orașul Orhei. O echipă de 19 voluntari din capitală au închiriat un microbuz pentru a ajunge la internatul copiilor din orașelul Orhei. A fost o zi cu soare, o zi deosebită pentru noi toți, care am vizitat un loc mai puțin dorit de tot cetățenii Republicii Moldova. Am fost întâmpinați cu o mare căldură de directoarea Diana Chicuș și cu cei 207 copii care ne așteptau cu bucurie nespus de mare. Toți voluntarii au depus tot efortul pentru a lăsa în inima copiilor o amintire plăcută, cum ar lăsa o mamă copiilor ei. Dumnezeu ne-a umplut inimile noastre cu resimțire a suferințelor lor. Am avut impresia că retrăim clipile lor de singurătate, de izolare de familie și de un suflet care au nevoie de căldura părinților dragi. Mulți dintre ei ne-au îmbrățișat cu atâta apreciere și ne vorbeau cât de mult ar fi dorit să aibă și ei un tată sau o mamă. Acum mă adresez oamenilor cu suflet mare, care au dorința și posibilitatea de a participa, dar au unele îndoieli asupra binefacerii noastre. Noi vă asigurăm că tot ce facem spre binele copiilor și celor lipsiți, dragostea noastră față de oameni și frica de Dumnezeu este garantul vostru. Biblia ne spune clar în Matei 7:16, îți veți cunoaște după roadele lor. Vă mulțumim din suflet și doar împreună putem face mai mult. Cu mult respect vă salută Casa de Milostenie din orașul Chișinău. Și apoi de părinți și alți bunici și alți frați. Noi vă mulțumim foarte mult și vă iubim și să știți că mereu o să fie cu voi și noi o să fim cu voi și vom avea mereu sufletul de voastră. Vă mulțumim!